Mihai Cojocaru, un alt produs al Festivalului de Chitară de la Sinaia. Erai mic, erai foarte încrezător în forțele proprii, te gândeai deja că vei fi un mare chitarist și un muzician important, lucru care ți s-a și întâmplat. Ești în momentul de față consilier artistic la Filarmonica George Enescu din București, ești unul dintre cei mai importanți muzicologi, după părerea mea, pe care are România în momentul de față. Ai fost șef de promoție la Liceul George Enescu, actualmente Colegiul Național de Muzică George Enescu. Și iată un nume care face cinste chitarei românești, pentru că Sinaia este punctul de plecare al tuturor celor care, în clipa de față, se exprimă cu chitara, atât în plan artistic, cât și în plan, să spunem, managerial. Și mă gândesc, de pildă, la Andrei Constantin, care este, iată, decan la Piatra Neamț și lectorul, nu e, este conferențiar universitar doctor la Facultatea din Cluj, Cornel Voicescu este și el conferențiar la Brașov, Cătălin Ștefănescu Pătrașcu și el este lector universitar doctor la Universitatea din București, tu ești la Filarmonică, iar lumea chitarei, lumea Europa este plină de, studenți și de profesori plecați din România, toți din acest festival. Mă gândesc de pildă la Teodora Zaiț, care este în Elveția. Mă gândesc la Radu Vâlcu și la Mircea Gogoncea e la Londra. Radu Vâlcu este la Düsseldorf. Bogdan Mihăilescu este la Paris. Cristian Grămescu la Salzburg. Cristian Grămescu la Salzburg. Cine mai? Tiberiu Gogoanță este la Barcelona. Anda Patrick este la Madrid. Este o listă foarte lungă și Oana Gandrabur este la Montreal. Dumnezeule. Mi-aduc aminte că în 83, când a început festivalul ăsta, și chiar în 95, când am înființat Fundația de Chitară, apropo, sunt 20 de ani de când s-a întâmplat acest lucru. Te rog, nu mai spune asta. Și că mă încerc cu sentiment ambigu. Da. Și iată că, România are o școală de chitară temeinică, aș putea să spun, comparabilă, desigur, cu celelalte instrumente cu tradiție în România. Ești din nou la Sinaia, în juriu și ca lector. Cum dacă îmi permiți să intervin puțin, mi-ai făcut așa un portret frumos la început și mă bucur, sper că asta credeai despre mine și atunci, nu doar acum privind înapoi. Acum 20 și ceva de ani. Iosif Sava a spus, iată, vedeți fruntea asta? Nu știa pe vremea aia că se va lăți încă și mai mult. Da, spunea că fruntea lată e un semn de, om deștept. Da, la mine chestia asta e cât se poate de vizibilă. E foarte lată. Da. Doar o mică corectură. Am fost șef de promoție la chitară. Nu pe tot liceul când am terminat. Dar mai degrabă eu m-aș mândri cu faptul că am făcut parte din prima generație care a terminat liceul de muzică. Bacalaureați în chitară. Exact, la clasa de chitară. Și pe urma faptul că acum lucrez ca muzicolog, consultant artistic la Filarmonica George Enescu, sigur că, până la urmă, cel puțin aparent, nu are nimic de a face cu chitară. Dar poate că ăsta e un semn al faptului că chitara trebuie înțeleasă și așezată într-un context muzical general. Pentru că, de multe ori, cel puțin ăsta a fost interesul meu întotdeauna. De multe ori, chitariștii formează bisericuțe și fac... Care se luptă între ele pentru supremație. Exact. Și, da, într-o lume oarecum paralelă sau, hai să zicem, asimptotică față de lumea muzicală luată în ansamblu. Ceea ce pe mine mă bucură este că de la o vreme, și mă gândesc chiar la ultimii 20 de ani, chitara a crescut foarte mult, nu doar în România, ci și în general în toată Europa și pe alte continente. Nu doar în ceea ce privește performanța chitaristică propriu-zisă, cât mai ales în modul de gândire al chitariștilor. Există muzicieni chitariști? Exact. Din ce în ce mai mult apar oameni care fac muzică întâmplător la chitară. Da.
Și lucrurile nu se mai discută, nu se mai ascultă și nu se mai fac doar prin prisma instrumentului, ci mai ales pornind de la muzică și aplicând la chitară. Pentru că în România chitara nu a existat instituționalizată până când eu n-am reușit să înființez în 91 clasa de chitară de la Liceul de Muzică George Enescu. Așadar, chitariștii erau amatori pasionați, da, care însă nu aveau o școală temeinică, solidă. Da, lucru că a fusese obiectiv imposibil. Iar acum, iată că există în toate centrele universitare din România, există universități de muzică, există licee de muzică cu chitară ca instrument de studiu. Ceea ce, sigur că a ridicat foarte mult nivelul. Dar lucru ăsta, într-adevăr, se întâmplă și în alte țări. Și în Franța, de pildă, chitara foarte de curând a intrat în universități. Și în Italia. În Grecia, de pildă, nu există chitara în universitate. Noi zic că ne-am mișcat destul de bine față de alții și, iată, în 20 de ani, să spun, de când s-a înființat Fundația de Chitară și festivalul acesta a devenit internațional, prin infuzia asta de chitariști pe care eu am reușit să-i aduc în România și de profesori, școala românească a crescut enorm. Cu siguranță. Da, Oricum, în ce privește dezvoltarea chitarei în România, Sinaia a jucat un rol determinant și înainte și după Revoluție. Înainte de Revoluție, pentru că chitariștii și-au găsit locul în care să se exprime, să se manifeste, să se adune, să schimbe idei, nu? Să se compare unii cu ceilalți. Și chiar și atunci când mediul și contextul erau oarecum de amatori, dar în sensul cel mai bun al cuvântului, da? Deci de oameni care iubesc ceea ce fac și sunt pasionați. Ceea ce, până la urmă, a fost cazul cu chitara dintotdeauna. Tocmai fiindcă, în general, în istorie, chitara, neavând un loc bine determinat în universul muzicii culte, nefiind un instrument de orchestră. Exact. A supraviețuit și a progresat datorită acestor cercuri destul de restrânse, dar foarte active și foarte implicate, pasionate, care au existat peste tot în Europa. Da. Și nu doar în țările mediteraneene, care sunt în mod tradițional asociate cu chitară. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și în România, nu-i așa? Eu l-am apucat doar parțial, copil fiind, dar îmi aduc aminte cât era de efervescent atmosfera la Sinaia în anii 80. Și apoi, după Revoluție, sigur că dacă n-ai fi fost tu, Sinaia ar fi dispărut. Ar fi rămas un moment, frumoasă amintire. Exact, exotic, special, dar o întâmplare. O întâmplare fericită, da, care ca orice întâmplare rămâne fără consecință. Progresat atât de sigur, și tu ai avut tăria, pasiunea și ambiția de a duce lucrurile mai departe. Și profitând și de libertatea care venise peste noi. Contextul istoric. Da. Lucrurile au luat o turnură foarte fericită pentru chitara românească. Și sigur că acum discutăm, când privim înapoi, nu? La scara istoriei, ce sunt 20 și ceva de ani? Nimic. Absolut. Și totuși progresele sunt absolut extraordinare. Da, pentru o școală muzicală națională de nivel internațional, 20 de ani practic nu înseamnă decât grădință. Da. Kindergarten. Tocmai. Da. Pentru mine festivalul de chitară de la Sinaia înseamnă cam 90% din tot ceea ce gândesc și ce lucrez eu pentru chitara românească, pentru că el de fiecare dată este punctul terminus al unui an de muncă. Este, cum să spun, momentul de evaluare a tot ceea ce se întâmplă în România și nu numai în materie de chitară clasică. Este punctul în care se întâlnesc toți chitariștii din țară, toți cei care sunt într-adevăr importanți și care vor să facă performanță din asta. În fiecare an spun, la anul nu-l mai fac. Dar cum ajung acasă, primul lucru la care mă gândesc e pe cine invit la anul. Da, este foarte greu să organizez într-o Românie manilizată un astfel de eveniment, pentru că este un eveniment de nișe. Este un eveniment care se adresează intelectualității artistice a unei țări. Fără să fiu enfatic sau fără să fiu patetic,
Vreau să spun că e evident că în România numai lucrurile private, particulare, se dezvoltă într-adevăr corect, coerent. Ce se întâmplă cu celelalte lucruri păstorite de statul român este o chestie discutabilă. Sunt foarte fericit și foarte mândru că reușesc să țin festivalul ăsta la un nivel și sper să-mi ajute Dumnezeu și de aici încolo să fac același lucru. Cum spunea Pamfil, îi spunea prietenul nostru Constantin Dumitriu, zice, îți promit că o să trăiesc cât pot de mult. Și atât cât voi putea de mult eu să trăiesc, atât va exista și festivalul acesta organizat de mine. Sper după aceea să vină cineva care să continue și să facă poate chiar mai bine. Da, în sfârșit am vorbit prea mult, am fost prea patetic, să spun așa. Sunt probleme, de fiecare dată sunt probleme când organizezi așa ceva. Dar spune-mi despre ediția asta. Da, oricum, lucrurile adevărate sunt adevărate. Patetismul, mai să zicem, autoindus sau retoric, da? Este cu totul altceva. Dar un lucru adevărat vorbește de la sine, iar stilul este secundar. Contează esența cuvintelor spuse. Da, festivalul de anul ăsta e la fel ca și toate celelalte pentru mine, în sensul în care atunci când se termină, îmi pare rău. Mă cuprinde așa o tristețe, o melancolie, ceea ce înseamnă că a fost un festival foarte frumos. Sinai are farmecul ăsta cu totul aparte, te prinde și ai dorit să mai dureze, ai dorit să te bucuri mai mult de el. Cât privește concursul propriu-zis, în ceea ce privește finala până la urmă, pentru că da, asta ne interesează și laureații, sunt clienți vechi. Sigur. Sunt oameni pe care i-am urmărit crescând. Și crescând cu acest festival. Și fiecare an am observat un progres. Așa că dezvoltarea lor profesională, îmbucurătoare, nu putea să ducă la final decât nu, la atingerea țintei pe care cu siguranță și-o doreau de multă vreme. Și au reușit. Festivalul de la Sinaia și concursul în speță, dacă vorbim despre el, sunt convins că reprezintă o bornă pentru fiecare dintre ei. Și în momentul în care a ajuns să-l câștige, concurând unii cu alții, colegi de clasă, colegi de generație, chitariști care vin din clasele unor profesori diferiți, dar care se cunosc, există o atmosferă foarte prietenoasă și foarte plăcută, foarte caldă, dar sigur că business is business. În momentul în care se intră pe scenă, se cântă, concurența este firească și necesară. Necesară și emulativă. Da, sigur. Și se simte, mă rog, orgoliu și dorința de a se impune fiecare, nu în fața celorlalți. Pentru fiecare dintre cei care participă, se poate observa că festivalul și concursul de la Sinaia reprezintă un reper. O țintă pe care, în momentul în care o ating, își iau zborul. Mi-aduc aminte că anul trecut, când a câștigat foarte tânărul, cred că este al doilea cel mai tânăr, după Mircea Gogoncea, al doilea cel mai tânăr câștigător al concursului de la Sinaia, Florian Nicolau. Da, da. Elevul unui fost elev de-al tău, nu? Pentru că nu e așa, există și o linie ereditară care ar merita să discutăm. Care și el a câștigat acest concurs, absolut. Da, și Florian Nicolau pe atunci avea, cred că, 17 ani neîmpliniți sau ceva de genul ăsta. Se îndrepta către cazinoul de la Sinaia pentru concertul de gală și eu eram câțiva pași în spate și îl vedeam precum cocoșul între găini. Eram presurat de alți colegi, copii mai mici, care le priveau cu admirație. Da? Și la un moment dat, unul dintre ei a zis, și țin minte și acum, ai câștigat
Concursul de la Sinaia. Ce mai vrei de la viață? Ce îți poți dori mai mult? Da. Adică ai atins maximul posibil da. Pentru acest moment din pregătirea și din viața lui profesională. Într-adevăr, este un punct extrem de important și care după aceea i-a dat energie, i-a dat motivație, l-a ajutat să se maturizeze. Exact. Încredere în sine. Și lucrul ăsta cred că este cel mai important. Faptul că cei care vin aici simt că sunt într-un mediu în care nu pot decât să devină mai buni. Da. Lucrul ăsta este fantastic. Mi-aduc aminte că un profesor spunea la un moment dat, după ce s-a terminat festivalul, cu aceeași tristețe cu care vorbim și noi acum, melancolie, nu chiar tristețe, că e și bucurie, din care a ieșit o ediție minunată, spunea, a mai trecut un an. Și atunci mi-am dat seama că chitariștii delimitează anul la 1 ianuarie până la 31 decembrie da. Și de la festivalul de anul ăsta până la festivalul de anul viitor. Deci iată acest reper, festivalul de chitară, a devenit un reper pentru... Calendaristic. Deci, da. Aproape biologic. Pentru noi, da. Un ciclu biologic, exact. Da. Da. Este formidabil că există acest festival pe care l-a făcut președintele nostru de onoare, din păcate nu mai e printre noi, Gheorghe Tudorie, în 1983. Da, mi-aduc aminte... De acolo a pornit toată... Un om foarte discret. Da, foarte discret și foarte competent. Da. Ne-a ajutat foarte mult. Și când am făcut fundația și când am făcut primele ediții internaționale, a fost tot timpul lângă noi, ne-a susținut de multe ori, ne-a împrumutat cu bani, ne-a dat premii, ne-a dat... Pentru că, ca orice început, era foarte greu atunci. Noi nu eram deloc pregătiți pentru un astfel de eveniment, iar el avea deja o experiență. Și iată că festivalul ăsta a adunat de-a lungul timpului, deci în cele aproape 20 de ediții, la anul iar 20-a ediție, profesori și chitariști din peste 50 de țări de pe 4 continente, fiind printre cele mai mari nume ale chitarei mondiale aici, la Sinaia, și, ce să spun, aducând o mare bucurie și o vacanță minunată. Și, deci toți copiii, mă uit la ei, pleacă atât de fericiți, obosiți și fericiți, chiar și cei care n-au luat premii. Și în permanență discuția este și la anul am să cânt și am să fac asta și piesa aia și am să vin cu chestia asta. Deci ei deja își fac planul ce o să facă la anul să devină mai bun. Extraordinar, extraordinar lucru. Și acum să revenim la ediția de anul ăsta. Mi s-a părut concertul de gală, un concert excepțional la seară. Am văzut tot publicul aplaudând în picioare la sfârșitul concertului și iată-i pe Dejan Ivanovici și Mihalis Kontaxakis, care acum 17 ani s-au întâlnit prima oară la Sinaia. Anul următor din nou s-au întâlnit la Sinaia, în calitate de concurenți atunci erau și ei precum copiii pe care am jurizat noi acum. Și iată-i acum pe scenă doi soliști importanți, amândoi, în panorama europeană a chitarei. Deci, aici s-au format multe, multe nume ale chitarei europene, nu numai din România. Apropo de Suzana și Alexis, cel mai valoros duo din lume, care prima lor apariție ca un duo profesionist a fost la festivalul de la Sinaia. Da, în 2000. Și apropo de anii 90, de primele ediții ale festivalului, trebuie spus că festivalul a pornit abrupt. Adică a pornit cu un standard profesional în concurs foarte înalt și pe care apoi a căutat să-l mențină și pe care a fost obligat să-l mențină. Tocmai pentru că a pornit atât de bine. Și atunci când au fost ani în care participarea a fost mai puțin fericită, atunci festivalul a decis să nu acorde premiile întâi, de exemplu, cum s-a întâmplat într-o ediție. Da. Tocmai pentru că standardul trebuie păstrat. Da. Sau acum, cum s-a întâmplat, să nu fie totuși o prezență internațională atât de mare în concurs, totuși copiii, mă rog, tinerii deja nu mai sunt copii. Înaintăm noi în vârstă și de asta le spunem copii. Tinerii care s-au prezentat în concurs au acum posibilitatea și capacitatea, mai ales,
de a demonstra și la concursuri internaționale din străinătate. Sigur. Faptul că implicit acest concurs are un standard înalt, pentru că ei și în alte părți câștigă primul. Sigur că da, sigur că da. Sunt, deci eu făcusem o socoteală la un moment dat, când am fost inclus în Liga Profesorilor Excepționali și erau peste 500 de premii pe care am reușit să le adun eu de când tot predau chitară, dintre care peste 200 erau obținute în alte părți, la alte festivaluri din Europa. Legat de concurs, faptul că, așa cum ai menționat și tu în gală, Ana Maria Iordache, care a câștigat anul ăsta premiul întâi, și Bogdan Mihailescu, unul din laureații din anii trecuți, au plecat imediat după gală în Spania la un important concurs internațional. Face legătura între Sinaia, între ceea ce produce Sinaia, da? Și ceea ce se întâmplă în Occident. Și în momentul în care ei confirmă prin performanțele lor, implicit și festivalul de la Sinaia își confirmă standardul. Standardul, da. Așa este. Și spuneam eu acum mai mulți ani că, parcă chiar în 2006, dacă mi-am aduc bine aminte, că în curând România va avea nevoie de un import din ce în ce mai mic de chitariști străini pentru a crește valoarea acestui festival. Și iată că lucrul acesta se întâmplă și mai mult decât atât am devenit exportatori din importatori cum eram, pentru că eu mi-aduc aminte prin anii 90 instituisem un premiu special pentru cel mai bine plasat român din concursul de chitară, da. Fiindcă românii nu ajungeau niciodată nici măcar în final. Aici am fost și eu primul, pentru că, mă rog, performanța mea maximă a fost premiul 3 aici la Sinaia de câteva ori. Dar am fost primul român care a beneficiat de acea bursă, care era pe timpurile acelea 97 la festivalul de la Volos. La Volos, la Costa Scoțiulis, da. Să sperăm că vom continua cu aceeași energie, să sperăm că vom continua cu performanțe din ce în ce mai înalte și la anul să sperăm că vom avea o ediție superioară celei de acum și peste 2 ani o ediție superioară celei ce va fi peste un an și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute. Așa să fie.